Și Omul face, ăsta. se dau Așa, mulți bani o și face spătesc. Bă, el și banii lui. Cum așa și face? Asta e administratorul. Da, ai văzut, ați văzut și aer. Ați văzut o administrator prin să-l fac un taș. Noi facem rău. Schiamă că noi facem rău. Ați văzut și aminul. Da, și în timp. Nu, da. Deci ce înseamnă asta? Și-s de... Administrator Vasile Vuslan, administrator, ați văzut cu și amenințări față de... Ca să răspunzi. Ca să răspunzi pe un membru a comitetului creditorilor, un creditor care a investit bani, un administrator de insolvabilitate mă amenință. Mă duc să văd unde se duce la inginer. Administratorul insolvenței, unul Vasile, vei uite cu și mărsa dăs. 226. Oi băieți, iată, ăsta e unul din killerii economiei naționale, se numesc administratora insolvenței. O inventată ăștia o funcție nouă în statul ăsta, administratora insolvenței. Oameni care nu produc nimic, dar care iau companii, întreprinderi, intrate în incapacitate de plată, în insolvență. Ați văzut ultimul model și ultima generație de Mercedes-uri. Am vrut să vă spun, oameni. Obligațiuni. Cine e individul ăsta? Administrator pe insolvabilitate. Au făcut un grup criminal organizat. Deposedează scopul lor de posedarea creditorilor de bunuri la genta latină 8. Acolo la Ciocana unde am fost. Da, au luat și-o divizat. Și ați venit toți acolo la curtea de apel. Nu au venit toți, pentru că am anunțat că am scris pentru strămutare din pricina, uitați-vă, dosarul stă de când și eu vă arăt fișa de repartizare special, nu semnează că stă diversează dosarul. Dacă domnul Vasile vă arăt fișa de repartizare, noi nu avem cum, nu avem decât să, din pricina că e nu semnat, uitați-vă, stă aici, uitați-vă, Veronica Negru, uitați-vă, fișa de repartizare nesemnată, special diversează, ca noi chiar s-a avut loc o ședință, le-au lăsat cale lor de a ataca, înțelegeți? Pentru agresor. Pentru o greșeală, dar asta e, nu e da, să... intenționată, uitați-vă, intenționată. Ce se discuta acum? Se discuta de a trebui documentația tehnică, de a debloca odată situația, odată ca oamenii să poată să angajeze, să primească documentele necesare pentru a debloca situația, de a face proiectul, de a primi certificat de urbanism, de a merge mai departe cu construcția, că acolo e un complex locativ. Mare, știu, pentru cei care nu știu, la Ciocana un complex locativ de câți ani? Genta Latină 8, din 2014 e blocat, o intrat în banii oamenii i-au dat din 2011 și în 2009. Și câți bani ați dat? Cât? 32.000 euro, de așa mai la 40. 40.000. Cam așa. Și din 2011 ăștia au intrat în... Din 2014 au intrat în insolvabilitate și din 2014 nu pot special, nu a fost încă niciun caz în Moldova ca un administrator pe insolvabilitate să deie casa în exploatare. Eu nu știu rolul. Ei nu m-au intrat în faliment, au băgat companiile. Da. Și nu s-o hotărâte, că nu e precedent. Și am uia tot văd din instanță în instanță. instanță, că noi am solicitat să ne atribui pe ea, am format o asociație, am solicitat să ne dea prima instanță, ne-a dat câștig de cauză, a doua instanță, curtea de apel ne dă câștig de cauză, ajungem la Curtea Supremă și la Curtea Supremă se duce și are relații bine, el nici nu a mers în prima instanță și într-a doua instanță, dar ce să mă duc eu în prima și într-a doua? Dacă eu rezolv la Curtea Supremă, Curtea Supremă o luat și o anulat tot hotărârea prime, o emis înapoi la Curtea de Apel și ea ca Curtea de Apel, noi dacă s-a început din 2018 tot asta, ea ca din 2018 avem 5 ani de când stăm pe instanțele de judecată și nu și acolo e vorba de câteva sute de familii, câte sunt? 500? 800 de familii sau 400, 800 de creditori, spunem așa, ea, dar pentru că sunt și de astea, dar în prima casă sunt 400 și într-a doilea 200, 175 de creditori. Închipuiți-vă 770 oameni, închipuiți-vă că stau 700 de familii aici cu banii investiți. Cu banii investiți și închipuiți-vă și un administrator de clasă, n-ați văzut și mașini de ultimă generație are? El are încă una mai nouă.
Încă mai nou. Încă mai nou. Ei când vin la adunări, când vin ei cu administratori, cu avocați, cu tăția ăștia, ei parcă-i asal de... Atumate, domn, dar care e rolul unui administrator? Iată, mă tali, de când te ocupi. Care e rolul lui? Să distrug și-o preluat, să mântui tot? O preluat prin un atac rider, o atacat un... Un preluat, un bun tot cu apartament și... Tot cu apartamente care cineva o șchiopătat. Aici la noi cazul e de timpul lui Plahatniuc. Prima, în 2014 a venit teman Plahatniuc, ăsta, investitorul ăsta nu a avut... Trebuie să ducă cemadanele cu bani, dar el le duce până la atunci la guvernarea și el altă precedent. A spus, băi, eu nu mai am bani, să vă dau. A, nu ai bani? La fisc, pentru 300 de mii, pentru 300 blocat. De mii, babac, și pentru 300 de mii, pentru așa complex, și îl vâră sau trim. Dar este bănuț. Și l-au băgat în insolvență, au pus un administrator, dacă țineți minte, Timoș, în așa la care la cariera de piatră. Eu l-am prins la carieră. La carieră. Altă jigodii. Dar păi ăștia sunt niște killeri ai economiei. Păi ei formează tot. Asta e o mafie de neconceput. Da, și ei sunt conduși acolo. Ei au spete, să spunem, de sistem. Și după Timoșul nu a venit Vasile ăsta. Păi la cererea lui Timoșul nu a venit Vasile. La cereri, oamenii nu au știut. Și aici pur și simplu mulg în continuare. Dar mă tale mi-ai spus că ei au o planificare acolo să... Tai o parte din teren să-l... O mers prin Consiliul Municipal, o divizat terenul de 1,84 hectare, închipuiți-vă, o rămas 0,58 pe o parte. Casa. Și aici ca construcții șeriz... neautorizate, au făcut evaluarea la Lara, că sunt documente, au făcut evaluarea la Lara și construcțiile și ele, să li planul lor ei să-l înstrăineze. Închipuiți-vă, ei nu au niciun document pe... O să străineze fictiv iară cu niște bănuți și mai pun iară niște milioane în buzunar și nu interesează proiectul, casă, nu interesează. Absolut nu interesează de construi, nu interesează soarta creditorilor, absolut. O să facă pe urmă așa o bărboață, că tot creditorii sunt agalsamu și toți o să pretinde la bunul care rămâne și o să rămână prima casă și pe ăștia, pe 175, o să ne pună cap în cap cu cei 400 și oamenii să înceapă între dânsi și ne cunoscând situația să se bată, pentru că eu tot am investit, doamna tot a investit, toți au investit într-o companie, aici nu poți diviza, că tu ești creditor. Tot întreg, corect. Tot întreg, tot într-o înceau. Și el ce face? El încă creditorii îi ieși, îi pune în confruntare să vedească creditorii unii cu alții. Și le spune că voi aveți casa, ești la nu au casă, înțelegi? Așa eu... Dar până a scris plângeri la procuratură, măcar pe acțiunile... Iată, Vasile sunt, dar el acum a fost arestat, domn Vasile. Domn Vasile, el a fost arestat cu hidromașul. Și a fost două dosare penale are. Și cum dracu el mai departe? Nu i-a ridicat licența guvernarea. Nu i-a ridicat. Fugărit dracul ăsta, nu că închis. Stați, prima dată cu Glorinalul, el a fost implicat cu Glorinalul. Da, el acolo trăsni Glorinalul. Băi, dar păi ăsta e dintre și care... Acum, a doilea au fost cu hidromașul, a doilea. Două dosare penale stă la domn Petrușca și la domnul Compan. Două dosare penale stă. Și el mai departe vine nonșalant cu S-clasul. Am văzut că l-a lăsat în mijlocul drumului fără nicio emoție. Fără emoții, el aici vine ca la dânsul acasă. El aici știe că e prebestierul. Domnii ferește. Absolut. Dar ales bănuiești că aici sunt înregistrați deja judecători, procurori în casa asta. De atât. Eram înregistrat 20 încă. Domnii 40. Lasă rădișii. Noi ne-am adresat din nenumărate ori și la Centrul Național de Corupție să investigheze. Domnul Ferește, așa cu cât mai departe asculti, cu atât mai mult îți dai seama cât e de... N-am adresat la corupție, la procuratură ne-am adresat. Băi, nu vrem nimic, ea ca eu cunosc situația, ridicăm documentele de la început, din când a intrat în sistemul insolvabilității, chiar trebuie investigat și așa tot, la cum a ajuns. Tot. Și Timoșen, tot. Și absolut. Și Vasilev, tot. Care spații au fost liberi, care acum pișinii sunt scrise la cadastru, că eu mă tem, ea ca mă aș duc fugulița după reportajul ăsta și o să reșiniez. Să șterge. A șterge tot, a faci curățenii în cadastru. Au și la cadastru, închipuiți, băi, eu făcut măsurări la cadastru.
având procesul verbal la terminarea lucrărilor. E deja, e un dezastru, înțelegeți? Apoi, frate, vrei să-mi spui că poți să faci ceva aici, numai să pui mâna pe armă și să-ți faci singur dreptate? Nu mai faci nimic, așa e un grup criminal organizat, îmbinat cu toți structurile de stat, procuratură, justiție, executori, administratori. Numai legea lustrației, tăi-ți fugăriți dracul, tăi-ți absolut. Până între șapte generații. Băi, dar pe atâția oameni au rămas cu pe drumuri plângând, băi. Toți sunt toarte. Și nu așa, dar împătrit, înșinșit, că asta e viața omului care am pierdut-o. Care înapoi nu-ți mai întoarce. Domn Vasile, 125 de cazuri în Republica Moldova, pic cu căzi de este din insolvabilitate. Oamenii numai prin asociație s-au hotărât întrebările. Să dea numai un exemplu, un administrator pe insolvabilitate hotărât pentru și închipuiți-vă, să face foarte, foarte ușor. Dacă statul ăsta, cum zicem noi că Rusia, că nu țin cu Rusia, dar iau o lege acolo. Toate contractele de investiții sunt asigurate, ori la o bancă, ori de stat, ori de astea. Dacă omul nu a primit la data aceea apartamentul, el s-a dus și și-a ridicat banii de la o bancă sau de la asta. Bine, omul o să plătească încă 3.000 pe apartamentul și ala două, să fie asigurat. La noi, în schimb, omul este depozitat liber, prin legislația, și liber și nimeni nu răspunde. Nici un administrator, nici un judecător. Dar ați văzut să-l trag cineva la răspundere din administrator? Absolut. Și oamenii deja s-au obosit. Da, nu mi-au scuit pașul plecat. De asta au plecat 1.500.000 de aici. Dar pe aici, de la casă, și cât s-au plecat? Italia, Franța, Germania, s-au plecat. Echipuiți-vă 700 de familii să stea în Republica Moldova. Bine, nu 700.500, 400 aici. Închipuiți-vă cu cât. Dar unde să vină omul? Dar dacă ai investit 30-40 mii de euro și... La gazdă, vii și plătesc gazdă. La gazdă. Ai plătit 40 mii și treci la gazdă. La gazdă. Domn Vasile, o achitat atât suma integrală, o mai achitat în 50 de euro. Adaus pe metru pătrat, un grămădit 21. Au fost depozitați de 21 de milioane astea. Și acum nu mai au bani și noi le spunem, băi, socotiți, măcar spuneți cât o să mai coste ca oamenii să primească dracul. Și apartamentele ce le-au dat? Nu au, nu pot face calcul. De ce nu pot face calcul? Pentru că nu e elaborat proiectul. În baza proiectului se face un diviz. Nu pot spui. Eu am spus așa o sumă că cineva a calculat cumva, dar vine cu documente clare. Vine cu proiectul, vine cu... Da, sper să se sesizeze. Eu zic în campania asta trebuie bătut în ei, ca în câini poate ori rezolva. E și mai sensibil, domnule, acu, stimate doamne, când lor le arde, că 2 ani au uitat de dumneavoastră. Dar astăzi când le arde în campanie, dacă o spun impresiuni toți, s-ar putea de... Acu și trebuie de făcut ca soluție, că dumneavoastră aveți soluții. Fugărită Vasiliev a dus un administrator sănătos la cap. În primul rând nu trebuie om să... Cine? Mă adresez către domnul care dumneavoastră spune pe securitate. Să pună 2 procurori sau un grup de procurori. Nu, nu faci. Un grup, pentru că cu dosarul e prea complex. Un grup care să nu aibă legături cu drașii. Să investigheze pur și simplu. Așa trebuie să stai mult la pușcărie. Da-i clar! Să investi da, mă, ca să deblochezi situația, dacă îl fugăriți pe Vasiliev, aveți șansă să reporniți... Păi și n-a venit să vii michiduță și tot de una, pentru că el, uitați-vă, el acum nu poate debloca situația pentru că are prea multe angajamente către judecători, procurori, care au hotărât până amoi interes, este ea. El acum, dacă pleacă, vine altul care nu are angajamente, poate mai știi cât de cât dacă are. Da, așa, cu asta nu faci nimic. Eu nu am până când el nu o să intre tot în sistema asta. Tot de una ei să înțeleg, ei acolo 20 ceva, dar ei sunt împărțiți, înțelegeți? Mă duc și eu la apel, mă duc. Ei sunt împărțiți. Domn, doamne, da. Eu propunerea mea, haideți să punem presiune pe ei acum în campanie. Și pe Vania, cu autorizație lui falsă. Și vedeți că nimeni eu nu trage la răspundere nici pe Vania. Eu vă demonstrez că autorizația s-o e semnată cu... Eu nici nu pun la doială. Dacă eu mă duc mâine la municipiul Chișinău fără documentație de proiect, fără nimic, fără certificat de urbanism pentru eliberat. Ei au certificatul ăla, în baza la și eu eliberat autorizația aia asta. Numai pentru că... Și matale le spui în față și ei nu vor să reacționeze. Iată, uitați-vă. Eu am jumătate de ori de când discut cu domnii ăștia și te apucă groaza. 700-800 de familii care au cumpărat în 2011 contracte investiționale și toate grupările astea criminale care le-am avut până acum și oamenii și-au legat așteptări că iată vin pasul, o să vină o guvernare responsabilă care... Băi băieței, voi chiar nu vreți deloc să vă... Domnul Carp,
Eu nu mai știu ce să spun. Vane, ce bani semnează autorizații ilegale și voi nu luați de urechi să-l trăsniți de două ori în pământ? Și voi vreți să mă convingeți atât după și eu întâmplător m-am întâlnit cu oamenii ăștia. Că voi nu aveți înțelegere pasul cu Vanea Cepan? Vreți să mă convingeți? Fășeți dreptate pentru 700 și ceva de 50 de familii care au rămas fără bani din cauza grupărilor criminale. Luați-l pe Vasile ăsta de urechi. Leanțe, nu ți-e rușine, tu n-ai văzut ce e sclasă în blă? Un administrator, un nei ca nimeni, un mușigai de pe marginea drumului, un mușigai. Nu vă-i rușine chiar. 700 de familii plâng. Eu o să primul în listă. La primar o să vă rup urechile. De la Curtea Supremă cu Druț, eu văzut din mânuț cum îmblau prin saloane să cumpere mașini. Cu fostul Druț. Da, v-ați adresat la guvernare. Da, ultima dată când am vorbit cu dumneavoastră, spuneți că ați vorbit cu deputații. Carp știe, Lian. Aista Bolea știe pe când că nu erau. Mă tin că și Dan Perciu fusese la dumneavoastră acolo. Absolut, eu nu știu, nu mașini, nu știi de cazul Ginta la tine 8. Eu nu știu. Dar toată societatea, că noi am făcut filme, acolo vine presa, au fost... Știi consilierii pasului, grădinarul știe, trupca știe, ăștia, spunem, hotărăsc întrebarea în Consiliul Municipal, hotărăsc întrebarea cu Chirtoca. Cu Chirtoca, el e implicat tot în schema asta. Mai în scurtă e o șerpărie. Păi, dar avem 2 ani de când s-a schimbat guvernarea și chiar nimic, nimic. Parcă spun eu că atunci când a fost ultima dată la dumneavoastră, spun eu că nu înțelegeți dacă noi am fi la guvernare. Nu țineți minte și noi spuneam, doamnelor, mai răbdați, iată o să vin alegerile. Și noi tot așa am zis că să vină pe... O să schimbi guvernarea, o să vină... Ești de noi atunci să fie o mișcare, da. Să rezolve problemele oamenilor ăștia care au pățit cu casele, doar nu numai noi am pățit. Da, 600 de familii, 700 de câte. Nu, am vedere și în oraș sunt și mai multe sunt, da. Și mai multe. Am crezut că să fie o mișcare. Cum așa spui, administrator de stat? De stat, da. Nu de stat, asta nu e de stat. Oricum, da, asta e statul. Da, e instanța judecată. Nu, dar și răspundere. Știu, și pun un administrator de ăsta care... Da, care se duc în eroare oamenii, să nu le deie, să nu le facă nimic. Asta și ceva impedit. După aveți 12 ani de când ați dat bani, da, și tot. Da, vă spun că toate, vă spuneți că toate tinerețe și așa, și ne-am așteptat. Mulți au murit. Dar atunci spune eu că mulți au divorțat de scârbă, de șură. Și noi de cum așa am îmbătrânit și n-am mai trăit normal, fiind o tradiție. Da, să-i concluzi. Casa și nimic. Domnul Nicolae era cu părul negru, am uit părul albă. Domnul Vasile, concluzi. Domnii ferești. Nu, dar pe ăștia spun amu că dacă ați ne votați la municipiu, apnoia să... Nu, domnul Vasile, nu mai credeți. Concluzia este că sistemul judecătoresc este un stat. În stat. În stat, care absolut liincot, mă scuzați de... E mai urât, a spune. Cum a zis Bolea. Da, da. Liincot ce face orice guvernare. Ei se protejează, e un stat criminal în stat. Eu am scris și spun și nu mă tem și pot să spun... Dar pe de asta și Vasile ăsta v-a spus că eu să arăt. Da, uitați. Pe holurile curții de apel te intimidează și spune că eu... El a sărit la bătaie la mine. Păi te-i bandit, bandit. Pe holurile curții judecătorești la Zelinski, paziți și o sărit la mine la bătaie. El mă intimidează. Păi ăștia-s bandiți ăștia, nu-s administratori. Am scris asta lui doamna Fondos, judecătoarea de la... I-am scris, pentru că noi suntem în conflict, el automat trebuie să plece din funcție, pentru că suntem... Da, mă, dar Liliana e șeful Comisiei Securitate Națională. Care omul ăsta securitate? Are toată puterea în mâine. Două dosare penale, eu sunt indignat. Două dosare penale, omul nici măcar pe o perioadă nu se retrage licența, măcar nu se retrage pe timpul anchetei. El este închetat și amuia că dosarele nu sunt clasate. Domnul Compan, domnul Petrușca, uitați-vă ce fac. Măcar nu am adresat la încă era ăsta, cum îți zici, președintele, ministrul a justiției era Litvinenko. Ne-am adresat la dumnealui. Băi, oameni buni, luați-i dracu licența, scugărița-l la mama dracu, anchetați-l. Nimic. Comisia, examinați cererea noastră și cererea lui Compan. Compan a scris, cererea lui Petrușca, examinați-o acolo la comisia asta. Este comisie specială. Nu s-o întrunit la noi, se întrunește în 2 săptămâni, pe urmă e dus în...
Nu, până la momentul când nu se întrunește să iei o hotărâre. Băi, dimiteți oficiul. Și Amudi ce vreți azi la apel? Ați spus strămutarea dosarului unde? El a fost automat pentru că nu a fost fișa de repartizare, da. Nu a fost strămutat unde? E special nu a semnat-o, domn Vasile. Am înțeles. E nu că am văzut că a ieșit zăjind ăsta administratorul ăsta. El are de abuja aici, eu vă spun care e situația, pentru că, uitați-vă, ei sunt relații foarte bune, eu o spun, pentru că nu a fost sancționat omul ăsta niciodată de judecătoarea Fondos. Cum poate să duc el câte încălcări are? O transferat 3 milioane de conturi legal SAM-ului, o adus-o are încălcări demonstrate și nimeni nu trage la răspundere. Dar banii de pe cont au plecat, ce demonstrație mai trebuiești? Și el nu a fost măcar sancționat odată, ei au înțelegere. Acum, Budei, iată, doamna Budei e judecătoare aici, afișorul lui Budei, asta ea, Ruslan sau nu știu cum îl cheamă Budei, el e asistent judiciar la doamna Fondos. Închipuiți-vă cum și partea să iei judecătoarea aici, afișorul acolo ești la... Și vrem să-l pedepsească pe unul care... Dar pe ăștia, Vasile, faci și bani, juchește dintre ăștia care o mai e și vine și se împarte cu judecătorii, cu toți și ei trăiesc. Dar Matan, ai văzut și ăsta clas de ultimă generație? Păi boieri nu e numai asta, încă o dată repet, asta nu e ultima mașină. Eu, 3 mașini are. Are una cu numele Predestro, un MLS de ăsta clas și are un Mercedes Boci. Că eu o să vă... Și ăsta clasul ăsta e ultimă generație, ultimul model. Astea sunt mașini de sute de mii de euro. Și ăștia sunt administratorii unor tragedii, pentru că asta e o tragedie, 10, 11 ani să stai pe drumuri cu banii investiți. Și mă te uiți la dânsul că el vine și sui, o lăsat mașina în loc, nu știu, te obișnuiești. Ai văzut și urât? El mai ce-ar da una și în cap. Că deși ai venit sau... Ați văzut cât aici i-a dat? Vă spun încă o dată, am fost amenințat. Ce mesaj ați pentru aceștia de la guvernare, care de 2 ani au pusmânat? Mesajul pentru dânsi că dacă pleacă ei de la guvernare și o să plece, tot judecătorii ăștia o să-i pui pe dânsa la dubă. Ei ori stie la dubă. Să țineți minte, tăți o stie la dubă. Mult pentru că sistemul cu dânsa... Așa-i? Eu asta i-a spus-o lui Litvinenco în față. Asta precis. Când o să pleci de la guvernare, sistemul ăsta bani de țâs. Nici nu o să le tremure mâna. Nu o să stie mult ușor. Mult o să stie, doamne, o să-i hărțuiască, o să-i scoată în ochii banii. Nu o să stie ușor, nu o să stie... Plăcătniuc, nu stăie, nu stăie nimic care a furat țara asta, dar pe dânșa o să, pentru că sunt incompetent să spun nu că e numai... Și nici nu-i doare tragedia, 600 de familii, dar nu poți să nu, ai 2 ani de când ai pus mâna pe pieri, fugăriți dracului. Lumea a avut speranță. Îți spun că nu putem face reforme în justiție. Da. Sunteți fugăriți, oameni buni. Fugăriți, judecători, procurori, fugăriți, dați afară tot. Sunteți majoritatea în dar parlament. Dar trebuie fugăriți, nu, dar eu și spun. Da? Sunteți majoritatea în parlament. Ei prin Ministerul Justiției nu puteți să ridici o licență lui Vasile Văesta și lui Timoșu și alți bandiți. Cu două dosare penale. Cu două dosare. Apoi, stimate domn, ce să spun acum altceva? E că eu sunt aici, Timoșu, de care vorbim, Timoșin, care era la carieră, la Micăuț, iar șeful de la carieră, Andronache cu Nichiforciuc, ce să vă spun, atunci au furat 700 de milioane din carieră de la Micăuț. Timoșin, o să lucrez mai departe, știți de ce? Pentru că Nichiforciuc de-a mui șef de partid și el candidează la primăria Chișinău. Sunt toți legați între dânsi și inclusiv cu guvernarea. Nichiforciuc, Timoșin, Vasiliev, administratori de insolvență, ăștia sunt killerii economiei, ăștia au distrus întreprinderi, companii, vieța oamenii, că sunt 600-700 de familii care azi întâmplător am venit, pentru că eu vin la curtea de apel, dosarul meu, la ora 10 și mă judic cu, de-am nici nu mai știu cu care mă judic la apel și după masa am cu Horusul. Două procese de judecat am personal eu. Pe mine mă hărțuiesc în instanță ca să nu dovedesc să mai vorbesc cu nimeni. Și aici m-am întâlnit cu un grup de oameni pe care îi cunosc de la Genta Latină, de la Complex, Ciocana. Știi... Complexul, toată lumea știe de Complex. Și ei, oamenii spun, băi, 2 ani ei, dar 11-12 ani de când îmblăm pe drumuri cu banii noștri investiți și nimeni nu ne aude. Și ăștia ies amul la televizor și spune, votați-ne că noi, dacă ne votați la primărie, apșa, să rezolvați problema Complexului? Asta? E ca spuneți-le la oamenii ăștia. Lilian Carp. Iată, vină și domnul spune. Carpa, am o adresare. Dumneavoastră știți situația de la noi. Noi am fost la dumneavoastră, la audiență, ați spus că la domnul Popșoi am fost, la domnul Bole am fost, domnule Tivinenco, știți de cazul dat,
ne-am adresat către consilieri, domnul Trupca, domnul Grădinaru, doamna, toți știu. Doamna Liza, nu știm asta. La toți, toți cunosc problema. Toți ne-am, la, ne-am adresat absolut, chiar și am mers pește orgolii și am crezut poate Partidul Socialist. Așa e, tot fix așa, indiferență. Ei acolo au tot înțelegeri, tot se împart. Și socialiști, și PAS-ul, n-au nimic probleme cu oamenii. Au interese. Iată, bun, noi ne dăm tăiți într-o parte, dar hotărâți dumneavoastră acolo odată și odată cu... cu... Chiar interesant să stei complexul este ea așa ca o florișie, că de către Ion Ciobanu. Ion Ciobanu, cum ai semnat, Matale, autorizația de construire? Auzi, acolo, acolo și Ciobanu a semnat. Autorizație de construire fără documentație, fără, fără nimic. Noi aducem toate documentele. Doamne ferește. Luați și examinați. Vanea Ciobanu semnează autorizație. Da? Lilian, care e șef de comisie parlamentară, securitate, nu interesează să-l întrebi, să-l iei de urechi pe Vanea Ciobanu, spune, băi, dar ce ai semnat? Dar de ce soarta la 600-700 de familii care mulți au murit, au divorțat, nu poate fi rezolvat aici? Și povestiți voi că o să faceți cândva, peste mulți ani, dacă o să venim. Aveți noi, 2 ani deja. Noi am solicitat, dacă dumneavoastră sunteți incompetenți, nu puteți, dați-ne voie nouă singur. Să rezolvați singur. Să ne rezolvăm. Da, noi ne rezolvăm. Ne trebuie teren, primim documentația, ducem tratative, dar, dar scăpați-ne de râie asta, scăpați-ne de... De Vasileva asta. Ia, uitați-vă când spune. Și spun un... Ani de zile îmblăm, am lucrat pentru și... pentru dânși ca ei să trăiască. Sâmbli Vasiliv cu S-Class. Da, că am fost tare bucuroasă că pasul o să fac ceva. 3 ani de zile pasul, ai dormit cum ai dormit, așa și dormi. Nu mai deci, da, dar pe amul vin spun dacă o să ne votați la primărie, apoi noi să rezolvăm. Nu avem înțeles. Da, dar păi stimate doamna muma tale, zici foarte clar. Vanea a semnat autorizații fără să aibă niciun fel de documente. Documente, ne ducem în primărie și ridicăm. Las să spună cine e autorul de proiect la acolo, înțelegeți? Dar știți, dar pentru și crimă organizată. O semnat că fără autorizație nu pot înregistra spații libere la, la cadastru. Și acum eu mâine sau poi mâine o să vedeți, domn Vasile, pește ani, o să ne trezim că în casa dată stau înscriși la cadastru și noi asta o să monitorizăm. Tăți judecătorii ăștia, încă grădină.